dragi prieteni, bine ați venit la o nouă Enigma! Eu sunt Ruben și sunt gata oricând să fiu la dispoziția voastră. Iar acum haideți să vedem care este Enigma de astăzi. Ca o trăsătură incontestabilă a evenimentelor curente, iese în evidență lipsa de răbdare. Nu mai sunt respectați pașii unui demers în nicio situație. Părțile implicate în războiul în Ucraina vor rezolvarea imediată a conflictului în condițiile cerute de fiecare dintre ei. Politicienii nu mai au răbdare să ajungă la guvernare, ci vor să fie implicați în decizii doar pentru că au un discurs interesant pentru. Cineva? Angajatorii cer mai mult de la angajați și nu mai au răbdare cu ei. La rândul lor, angajații cer drepturi mai mari, fără să aștepte o creștere organică. Elevii nu mai au răbdare cu profesorii și vor să ajungă la note mai mari cât mai repede și cât mai ușor. Din partea cealaltă, profesorii sunt debusolați de indiferența și nepăsarea elevilor. Șoferii vor să ajungă mai repede să-și rezolve îndatoririle și nu mai au răbdare pe șoselele defectoase. Polițiștii îi consideră vitezomani inconștienți și posibil criminali notori și nu mai au răbdare cu șoferii și propun cu hotărâre legi din ce în ce mai aspre împotriva lor. Începătorii vor să devină maestri într-o clipă maestri vor să devină miniștri în clipa următoare. Oriunde ne uităm, constatăm același lucru. Nimeni nu mai are răbdare. Mi-a plăcut foarte mult capitolul despre răbdare din cartea Luminile și umbrele sufletului a lui Petru Creția. Vă ofer mai multe ziceri interesante de acolo. Există virtuți mai strălucite decât răbdarea și totuși ea trebuie numărată printre cele mai înalte. Motivul pentru care n-a dobândit rang de noblețe este că ea nu încununează frunțile marilor protagoniști ai istoriei, ale căpeteniilor și ale eroilor. De ea au avut nevoie cei ce au trebuit să rabde, să îndure istoria, a supriții și obediții ei. Răbdarea este o virtute pasivă, ea este de fapt forma pasivă a curajului. Rezistența în timp la răul din lume. Dar, așa cum este, răbdarea poate fi temeiul unor biruințe. Pentru că a răbda nu înseamnă simplul fapt de a tolera ceva neprielnic sau dușmanos ființei tale. A te supune fără să crăcnești unei voințe în afara ta înseamnă să ai tăria de a îndura, dârzenia de a rămâne întreg, stăpân pe tine, nealterat și neînfrânt. Să rabzi și să taci cum tace și rabdă pământul dar nu la nesfârșit. Răbdare implică un termen final și totodată speranța că vei ajunge acolo. Gândul că trebuie să aștepți doar până vine ceasul cel bun, ceasul când răul va trece de la sine, istovit sau îndepărtat de alte puteri ale lumii, de alte împrejurări ale ei, sau când tu însuți îți vei fi strâns destule puteri și destulă obidă pentru a izbuti să scapi de ceea ce destul ai răbdat. Ziua când poți să spui am răbdat îndeajuns. Este ceasul când vei fi biruit și greu încercarea a răbdării și răul pe care l-ai avut de îndurat. Răbdând trebuie să știi cât să rabzi. O răbdare infinită e sinonimă cu negare de sine în afara cazului unui abuz de Ietică. Dar mai există un fel de răbdare. Așa cum pentru fiecare faptă există un moment prielnic, un bun prilej pentru izbândă, tot așa procesele care se desfășoară în lume au nevoie de un timp anume de durata firească a îndeplinirii lor. Și nu e vorba numai de procesele naturale, de coacerea holdelor, de uh, coacerea uh, fructelor, de înălțarea pădurilor, de cele pe care răbdarea lucrătorilor pământului le știe. E vorba și de răstimpul necesar ducerii la bun sfârșit a proiectelor și a înfăptuirilor noastre, creșterea copiilor, înălțarea uh, caselor, dobândirea învățăturii, urcarea în ranguri, surparea celor lei străbatea vechilor mări. Sunt acestea și altele ca ele, lucruri care cer timp îndelungat și în care uneori progresul nu e mai vădit decât mișcarea acelor unui ceasornic. Răbdarea de a le face bine și până la capăt cere de la noi o bună cunoaștere a proceselor în cauză, capacitatea de a calcula pe termen lung, încredere în îndepărtata izbândă, discernământul de a nu confunda încetineala cu starea pe loc, mersul cu pas liniștit și ferm către un scop nici timpuriu și nici zăbavnic. Răbdarea are cine știe să aștepte, însă nu doar așa, în pustiu, ci știind ce anume și în ce fel și cât. Altfel, răbdarea rămâne o simplă însoțire a trecerii timpului, prin urmare, este zadarnică și se mai spune răbdare prostească. Nimic nu pune mai bine în lumină virtutea răbdării decât o privire asupra contrariului ei, nerăbdarea. Când nerăbdarea împinge la faptă, ea devine păgubitoare, precipită și forțează lucrurile, le face în pripă și de mântuială, într-un ritm nepotrivit naturii lor sau înainte de vreme. Se cheltuiește febril în clipă. Omul răbdător are un suflet adânc și puternic, cel lipsit de răbdare este superficial și fără forță interioară. Când n-are în control și e silit să aștepte să vină ceasul, să-i vină rândul, să vină știrea, este cuprins de o nervozitate sterilă, de o trepidație interioară care îl macină. Îi lungește timpul psihologic și îl epuizează în zadar. Dar sunt și împrejurări în care el devine o pacoste pentru alții. Conversația și în genere comunicarea cu asemenea oameni e aproape imposibilă. Nu suportă să aștepte să ți sprăvești vorba. Ți-o taie, te întrerup tot timpul, abia ascultându-te. Ei întreabă, ei răspund. Dar nu numai cu spusa ta au nerăbdare, ci și cu tot ce faci, cu tot ce face altul decât ei. Totul li se pare prea încet, nu într-o grabă legitimă, ci din pură impatiență. Oamenii aceștia par a trăi mereu în iminența unei catastrofe și se consumă inutil chinuindu-i și pe alții. Răbdarea se dobândește în timp, în timpul trecerii viacurilor și a generațiilor cu ritmul lor netulburat, cum o dobândesc țăranii, spre exemplu, care sunt în stare să aștepte oricât pentru că au așteptat mereu din tată în fiu sau în timpul unei vieți învățând să aștepți vremea. Dovada extremă a nerăbdării sunt copiii care vor să obțină pe loc tot ce doresc, ca într-un basm. La ei e lucru firesc, dar la omul zilelor noastre nerăbdarea a luat proporții aproape patologice, de parcă ar fi un copil întârziat. Mult bine ne-ar face să ne dezmeticim din nerăbdare. De ce atâta grabă? Așa cum există o mișcare în lume pentru protejarea mediului înconjurător, ar trebui să ne gândim și la una care să protejeze timpul de funesta noastră pripă și precipitare. Timpul viu are legile lui, cine le încalcă strică bună rânduia la lumii și se înstrăinează pe sine de ea. Mulțumit acestui autor care scrie cu asemenea profunzime, avem o adevărată prelegere despre răbdare, dar hai să devenim un pic mai practici. Dezvoltarea răbdării începe din fragedă pruncie, cum ar spune bunicii noștri. Abilitatea de a aștepta pentru a primi recompensa mai târziu se numește răbdare sau control de sine, fie că este vorba despre a nu-ți cumpăra ultimul model de telefon. Imediat ce apare, sau despre a reprima anumite obiceiuri de consum care te pot lăsa fără bani pentru întreaga lună. Pentru un copil este natural să nu aibă răbdare. Dorința copilului de a ajunge cât mai repede la maturitate, ceea ce în gândirea lui înseamnă îndeplinirea tuturor visurilor sale, este specifică lipsei de experiență de viață. Am putea spune, reducând la maxim definirea educației, că autocontrolul este educația în sine. Restul înseamnă acumulare de informații și corelarea lor cu răspunsul la nevoile zilnice. Dezvoltarea abilității de a aștepta recompensa până când aceasta vine în mod natural este temelia pe care se dezvoltă un caracter plin de răbdare. Și acum haideți să vedem dacă se verifică afirmația făcută. Are vreo legătură răbdarea cu educația? Walter Mischel, psiholog american de origine austriacă, specializat în teoria Personalității și uh, psihologia socială, și profesor la Departamentul de Psihologie de la Universitatea Calambia, a descoperit o legătură puternică între răbdarea copiilor la vârste fragile și nivelul IQ-ului sau performanța lor academică de mai târziu. Deducem astfel că educarea copiilor în ceea ce privește răbdarea este un aspect extrem de important în formarea lor ca adulți și în formarea obiceiului de a lua decizii în viitor. S-a constatat că acei copii care învață să fie răbdători vor avea mai multe reușite în viață decât cei care nu primesc astfel de lecții. Într-un studiu din anul 1960, cercetătorul a oferit unui grup de copii de 4 ani cu toții înfometați, câte o bezea care compensă imediată. Dacă acceptau să aștepte 20 de minute, aceștia primeau două bezele. Rezultatul a fost înregistrat și prelucrat, iar după 14 ani, cercetătorul a reluat studiul pe aceleași grup de tineri. Cei care au ales să aștepte au dovedit o motivație mai puternică și o abilitate mai mare de a-și atinge țelurile pe termen lung, amânând recompensele imediate. În comportamentul celuilalt grup s-a observat neîncredere în cei din jur și în propria persoană, dar și o mai mare îngrijorare în. General. Să dezvolți răbdarea la copii nu este desigur un lucru ușor. Fie că își dorește să mănânce dulciuri înainte de a lua prânzul, fie că vrea o jucărie pe care părintele nu-și-o permite în acel moment, sau că nu vrea să aștepte la coada de la un magazin fără să primească ceva, în schimb toate aceste impulsuri au un singur. Răspuns pentru a fi înlăturate. Dezvoltarea răbdării. Dar oare se mai poate face ceva pentru adulți? Ori sunt condamnați să fie supuși propriilor alegeri în domeniul răbdării toată viața? Vestea bună este că oricine își poate dezvolta răbdarea. Doar refuzul obsesiv și complacerea în situația de nerăbdător te poate limita de o astfel de calitate de caracter. Indiferent de trecutul tău, indiferent de educația precară pe care ai primit-o, indiferent de temperamentul tău, poți oricând să-ți dezvolți răbdarea. Bun! Ușor de zis, greu de făcut. Cum se poate face un lucru atât de complex? Chiar este la îndemâna oricui? Merită efortul? Uite niște întrebări legitime pe care le poți auzi în forul tău interior fără pretenția de a epuiza subiectul acesta, atât de vast, dar și atât de simplu în felul lui, hai să-ți spun trei lucruri pe care trebuie să le știi despre dezvoltarea răbdării. În primul rând, răbdarea este o abilitate, deci se poate dezvolta. Așa că exersează, antrenează-te, ca și în cazul oricărui sport începe să practici răbdarea într-un mod ușor. Începând cu situații mici. De exemplu, așteaptă câteva minute înainte de a începe să mănânci sau așteaptă să se încarce pagina de internet înainte de a da click pe alt buton sau alege orice acțiune măruntă pe care o faci repetat, dar mereu Mânat de graba, graba cu care scrii mesajele, graba cu care uh, mănânci, graba cu care te îmbraci, graba cu care te speli și uh, amână cât mai mult momentul de nerăbdare. Mai poți adopta îndeletniciri simple care cer multă răbdare, dar care aduc o cantitate mare de satisfacție, cum ar fi citirea unei cărți bune, construirea de puzzle-uri, goblenuri, pictură și multe altele. Găsește timp pentru a te relaxa, pentru a citi, pentru a face ceva. Pentru tine, cultivă plante, adoptă un hobby, fă plimbări în natură. O persoană relaxată și mulțumită de lucrurile mărunte din viața ei nu are o problemă în a fi răbdătoare. În al doilea rând, dezvoltă-ți stima de sine. Cu cât te iubești mai mult, cu atât vei avea nevoie de mai puține motive de validare în mod urgent. Ceea ce îți va confirma propria valoare va fi legat de cât de multă semnificație găsești în viața ta și nu de recompense imediate pe care le poți primi. În plus, o stimă de sine pozitivă poate fi asociată cu o serie de beneficii, cum ar fi încrederea în sine, capacitatea de a face față provocărilor și de a-și asuma riscuri, precum și o atitudine generală pozitivă față de sine și față de viață. În schimb, o stimă de sine scăzută. Poate duce la îndoială de sine, anxietate, depresie și la alte probleme de sănătate mentală. Stima de sine se referă la percepția noastră despre propria valoare, abilități și importanță în relațiile cu ceilalți și cu lumea în general. Este modul în care ne vedem pe noi înșine și cum ne evaluăm capacitatea de a analiza anumite lucruri sau de a face față anumitor situații. Uite o listă mare de direcții ale vieții. În care ai nevoie de răbdare. Dacă ne gândim mai adânc, ajungem la concluzia că cele două noțiuni se motivează una pe alta. Stima de sine aduce răbdare, iar răbdarea dezvoltă stima de sine. În al treilea rând, alege să faci o modernizare, o înnoire pentru atitudinea ta abordează diferit lucrurile. La fel ca răbdarea și atitudinea este o abilitate ce se poate dezvolta. Atitudinea dă tonul în majoritatea momentelor vieții tale. Atitudinea ta influențează toate aspectele vieții tale. Este ca o pensulă a minții care colorează tot ce vede. Poate să picteze totul în culori vii, strălucitoare și să creeze o operă de artă. Sau poate să facă totul să pară întunecat și apăsător. Dacă te uiți la viețile oamenilor care au avut succes de durată, e indiferent de domeniul de activitate, vei observa că mai totdeauna ei au avut o perspectivă pozitivă, o atitudine frumoasă asupra vieții. John Maxwell spune că atitudinea pe care o avem la începutul unei sarcini de îndeplinit va influența rezultatul mai mult decât orice altceva. Uite esența răbdării. De cele mai multe ori nu avem răbdare pentru că dorim rezultate imediate. Dar rezultatele au o legătură strânsă cu atitudinea noastră. Așa că, în ultima instanță, răbdarea este o problemă de atitudine. Modelează-ți atitudinea potrivită și vei dezvolta și răbdarea. Închei cu un exercițiu de imaginație. Cum ar fi oare lumea dacă toți oamenii ar cultiva mai mult răbdarea? Vă las cu această temă la care puteți răspunde și în comentarii. Gata, sper că v-am fost de folos și de data asta. Cam atât pentru acum. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că puteți să-mi scrieți oricând pe adresa de e-mail la emisiunii noastre, emisiunea.enigmarongmail.com. La fel de important pentru comunicare este și canalul de Telegram, emisiunea Underline Enigma, unde dorim să dezvoltăm o comunitate frumoasă cu valori și preocupări comune. Să aveți o săptămână plină de bucurie. Până data viitoare, nu uitați că sunt aici pentru voi.